Într-un moment melancolic, Daniela Iviescu, 30 de ani, logodnica lui Culiță Sterp, 32 de ani, și-a dat fru liber sentimentelor și s-a arătat vulnerabilă în fața urmăritorilor săi din mediul online și a transmis un mesaj înduioșător despre copilul ei. O încearcă mult prea multe sentimente pe Daniela Iviescu atunci când vine vorba de unicul ei fiu. Deși cel mic are doar 3 ani, soția lui Culiță Sterp este conștientă că timpul trece mult prea repede, iar unele momente petrecute alături de copilul ei, cel mai probabil, nu se vor mai repeta niciodată. Fiecare vârstă vine cu provocările, dar și binecuvântările specifice perioadei respective. Într-un moment de sinceritate, aceasta s-a destăinuit internauților și a mărturisit că se gândește cu mare drag la anii ce vor urma, dar și cu tristețe la anii copilăriei fiului ei, ani ce nu se vor mai întoarce niciodată. Recent, Daniela Iliescu a fost încercată de un amalgam de sentimente, trăiri pe care și le-a exprimat într-un mesaj public pe rețelele de socializare. Deși Milan are aproape 3 ani, partenera lui Culiță Sterp încă nu conștientizează cât de repede a trecut timpul, mai ales că cel mic a început să meargă deja la grădiniță.